Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sâmbătă 8 februarie, sextilul lună Uranus predispune la schimbări bruște care pot fi mai mult sau mai puțin radicale. Încercați să fiți pregătiți sufletește pentru orice fel de evenimente. Dacă se întâmplă să fiți luat pe nepregătite, tratați totul cu mai multă detașare. Berbec. S-ar putea să înregistrați un eșec în afaceri sau să pierdeți o sumă importantă. Dacă nu vă stăpâniți, nervozitatea riscați să aveți probleme cu colegii de serviciu și cu persoana iubită. Evitați cu orice preț o ceartă cu partenerul de viață. Taur. Șefii vă reproșează că nu acordați destulă atenție sarcinilor de serviciu. Pe plan sentimental, este posibil ca atmosfera tensionată din ultimele zile să se accentueze. Nu vă descurajați. Cu răbdare și tact, puteți trece cu bine peste toate dificultățile. Gemeni. Dimineața este posibil să apară evenimente neprevăzute care vă împiedică să vă respectați programul. Nu este momentul să intrați în afaceri. Relațiile de parteneriat vă pot crea mari probleme. Țineți cont de sfaturile celor cu experiență în acest domeniu. Rac. Nu este exclus să pierdeți o afacere avantajoasă pentru că întârziați la o întâlnire importantă. Nu vă enervați. Sunteți predispus la accidente vasculare. Vă sfătuim să vă relaxați mai mult. Copiii vă fac o surpriză plăcută și reușesc să vă redea buna dispoziție. Leu. Dimineața este posibil să primiți o veste neplăcută de la o rudă apropiată și să vă schimbați complet programul zilei. Sunteți nevoiți să faceți cheltuieli care vă depășesc bugetul. Nu ezitați să apelați la prieteni. După amiază sunt șanse să primiți o sumă importantă pentru o colaborare mai veche. Fecioară. Un eșec în afaceri vă face să deveniți irascibil. Vă sfătuim să nu vă revărsați nervii acasă. Ar fi bine să țineți cont de sfaturile partenerului de viață. Spre seară vă mai liniștiți la o întâlnire cu prietenii. Cu următoarele 6 zodii ne revedem imediat.